fiecare an se întâmplă tot aici, în aceeași dată, târgul? Nu exact în aceeași dată, se întâmplă de două ori pe an, o dată primăvara înainte de Paști, târgul Froliilor, tocmai pentru ca gospodinele să aibă posibilitatea să se pregătească de sărbătorile pascale, și toamna târziu, atunci când mustul este deja gata, o facem în special pentru locuitorii orașului Ovidiu, dar și pentru producătorii din zona noastră, pentru producătorii din asociația nou înființată, în care suntem și noi parteneri, Primăria Ovidiu, cu un grup de aproximativ 50 de fermieri, se numește Asociația Poiana lui Ovidiu. Sunt producători locali, producători din Ovidiu, din satul Poiana și din satul Culmea, a fost un grup social Nazarcea. O să observați că astăzi sunt prezenți aici doar producători locali și producători din cealaltă asociație, Țăranii Dobrogeni, la nivelul județelor Constanța și a Dobrogei. 4 zile în care invităm pe locuitorii orașului Ovidiu să vină să cumpere produse locale, produse autohtone și să se pregătească cu zarzavaturi pentru iarnă. Sărbătoarea Plăcintei este făcută în fiecare an cu sprijinul Liceului Tehnologic Ion Podaru, care știți că pe lângă multiplele discipline au și acel laborator de patiserie și vor veni cu produse. Apoi sunt organizații, părinții și copiii din satul Culmea, care vor fi prezenți la sărbătoarea Plăcintei. Vom deschide astăzi la prânz cu fanfara. Sâmbătă, spre exemplu, partenerul nostru, cei de la Crama Viișoara, domnul Albu, vor fi prezenți aici cu o degustare de must și vă invităm și mai ales invităm și pe locuitorii orașului Ovidiu și pe cei mai tineri să vadă cum se prepara mustul și cum se pregătea mustul acum ani de zile, tradițional, cu fetele de la ansamblu îmbrăcate în straie populare să vină să danseze pe ciorchini și astfel să iasă mustul. Vă invităm, până la urmă este important și faptul că, iată, este o ediție în care bugetul local, pentru bugetul local este un efort minim. Au venit parteneri lângă noi, au venit și alți primari lângă noi și îi felicit. Până la urmă, obiectivul principal este să cumpărăm produse și nu neapărat un spectacol grandios, așa că am încercat cu sprijinul altor centre culturale din județ să pregătim și un spectacol minim posibil. Vor fi prezenți cei de la Centrul Cultural, de la Techirghiol, de la Lumina, de la Cernavodă și le mulțumesc încă o dată. Am venit cu produse apicole, direct de la producător. Miere, diverse sortimente, polifloră, rapiță, tei, salcâm, amorfă, izmă chiar, menta sălbatică de pe malul Dunării, polen crud, polen uscat, lăptușor de matcă, păstură, tinctură și propolis brut și faguri. Ce înseamnă amorfă? Este o specie de salcâm pitic. Totul e natural aici, da? Totul este natural și direct de la producător. E bine să consumăm miere? Este foarte bine și foarte sănătos pentru sănătatea noastră. E foarte bine. Cât stați? O zi, două? Până duminică, cât ține târgul. Din magazinele așa zise de specialitate, nu sunt convinsă că e 100% natural. Iar aici? Da, da, da. Iar aici sunt convinsă că e 100% miere naturală. Produse de-astea de zancuscă, murături, cutare, gogoșar, nu? Zacuscă, da, că trăim în secolul vitezei și nu mai are nimeni timp să facă zacusca așa cum o știm noi de la bunica. Și așa că preferăm să o cumpărăm, dar tot pe gustate. Nu cumpărăm nimic fără să degustăm produsele. Vă plac bunătățile astea de aici? Foarte, foarte bune și de fiecare dată vin cu mare drag, mai ales acum că s-a făcut această asociație, deci este un lucru foarte bun. Așa, personal, ce vă face cu ochiul mai mult? Niște dulciuri sau niște cârnați, ori legume? Toate îmi fac, sincer. Toate îmi fac cu ochiul și sunt produse de calitate pe care, vorba doamnei, le degustăm. Suntem foarte, foarte încântați.